Uh, un unghi de ai mei a fost profesor de arheologie, uh, l-am văzut de două ori. Adrian Radulescu a fost prefect de Constanța de două ori, uh, a fondat uh, Universitatea Ovidius, era unul dintre visurile mărețe ale, ale sale, uh, o somitate, când a murit fratele lui, bunicul meu. A venit cu coloana oficială și eu eram micuț, aveam câțiva ani și atunci am uitat pe fereastră, wow, ce șmecherie, nu știu ce a venit. Am schimbat câteva cuvinte acolo cu familia și apoi a plecat extrem de ocupat. A decedat, din păcate. A făcut niște săpături pe la Adam Clisi, Tomis, zonele respective, Dobrugea, spre Constanța, acolo. Și am rămas pasionat de istorie și uite cum se leagă lucrurile... Uh, în liceul meu, Carol I uh, din Fetești, l-am avut uh -huh. profesor de istorie pe domnul Mihai Iorga, care i-a fost elev unchiului Adrian uh -huh. Rădulescu și îmi povestea uh -huh. pățanii de pe șantier. Nu știu ce am mai spus-o noi la un moment dat. Un uh, student a găsit un ciob dintr-un vas. L-a scos, a scrijelit cu un cui acolo de la se cu deosebită considerație pentru profesorul Rădulescu l-a da, pus da, la loc da. și apoi -a, când a venit în vizită, unchiul l-a scos și l-a arătat și s de râs. Și partea cu, cu medicina care are o istorie foarte interesantă și schimbarea aceasta să vină cineva și să le spună unor măcelari, da. băi, transformați-vă! Da, da, da. E tot Mi s-a părut, da. părut fantastică și apoi Mastră, călătoria celor... Să te un pic la fetești, străbunicul meu a înființat școala din fetești. Care școala? Că avem și noi În mai se multe. Se Constantin Paraschivescu, sau Ion Paraschivescu, cred a, că. Da, da, da. Nu da. Știu. Aici se spunea Hăt, Aha. la sfârșitul secolului al XIX-lea. Și apoi au primit numere, că era școala da. numărul 3, numărul nu 5, numărul 7, numărul Constantin 6. Se spunea bunicul, bunicul și tatăl au fost din Negru Vodă, din uh -huh. de acolo. Și îmi spunea, ce să știi că străbunicul tău a înființat școala la fete și chiar te... Ce tare cum se leagă lucrurile. Încă o dată ajungem în partea asta că lumea e mică e. și că avem niște punți de multe ori care ne uimesc așa între noi. Radu, îți mulțumesc tare mult pentru prezență mulțumesc. și atât cât putem să informăm un pic oamenii, vorbim despre ce înseamnă să porți un diagnostic de diabet zaharat. Ce înseamnă un episod de hipoglicemie, cum ai ajuns să-l recunoști, cum ai ajuns să gestionezi asemenea episoade, pe scurt ce ai făcut în, în aceste momente, ce a însemnat pentru tine culegerea de informații, pentru că, încă o dată, informația medicală, tot ce ține de sănătate, extrem de important pentru fiecare și eu pun mare pres pe asta. Uh, și ajungem cumva. Să direcționăm oamenii, sper eu, natural spre o platformă care se cheamă despre unde ei găsesc povești ale unor uh, oameni cunoscuți uh, simptome și ce să facă în cazul în care cineva încă o dată prezintă aceste uh, simptome, manifestări ale hipoglicemiei și să punem mare accent pe importanța mersului la medic. Da, să o luăm cătinel. Așa s-a întâmplat cu diabetul? L-am muncit. T Am aflat și eu când era tardiv că e o boală pentru care trebuie să te străduiești. Nu vine ușor. E nevoie de multă muncă, firește de o muncă inconștientă și pe care acum o privesc cu toată dezaprobarea. Dar pe atunci nu știam. Și de depistat s-a depistat în 2005. Eu nu știu de când îl avea n-am cum să-mi dau seama. Știu însă că eram mai gras cu peste 20 de kilograme decât sunt acum, că transpiram și la ideea că aș putea urca două trepte, că mergeam iarna în mijlocul ianuarie descheiat și la geacă și la doi nasturi de la cămașă, că aveam mici simptome de preleșin în stațiile de metro, mai ales vara, și mă lipeam de stâlpii de acolo, în stația de la Unirii, o țin minte foarte bine, ce mai însemna? Însemna că aveam o muncă profund sedentară, care altfel mi-ar fi dat voie să fac și câțiva pași, dar nu mi se părea ceva cu miză, mersul pe jos. Și că aveam un stil de viață impropriu, denumit așa, el ar trebui numit hal de viață. Era o viață risipită, cu ore de somn haotice, cu alimentație cumplit de nesănătoasă, eu acum revizitez anii ăia și îmi dau seama că asta făceam, și cu un consum frenetic de dulciuri. Asta nu e fără explicație, pentru că am copilărit în Banat, unde tratamentul e, normal pentru un copil era îndoparea cu doboș, prăjituri de casă, cremșnit, uh -huh. 10.000 de tipuri de bomboane și napolitane, prăjituri care se chemau de la Arlechin la Lepa Brena și mai știu eu cum, erau toate brandurile la mod atunci. Prin urmare, era inevitabil că la un moment dat lucrurile astea adunându-se să furnizeze un diabet de tip 2, care mi s-a depistat într-o zi minunată de septembrie în 2005. Eu am fost convins că e ceva mult mai grav. Nu sunt panicar de, de felul meu, dar atunci am avut un puseu de panică. Am crezut că e vorba de o tumoare pe creier. De ce? Pentru că am avut amețeli. Astea au fost simptomele. Uh -huh. Primele simptome. Niște amețeli urâte, niște amețeli care mă făceau să mă prind de masă de birou la care lucram și să am nevoie de cineva de care să mă sprijin, pe care să le iau în brațe, pentru că altfel simțeam că mă duc. Și am avut ceva de care mi-am cu fiori și astăzi, și anume am în somn. Nu știu dacă e posibil așa ceva medical, nu-mi dau seama. Dar eu am, simt că am avut somn. Mi-aduc aminte că am avut așa ceva. Bun, și când mi s-a spus că am diabet, mi-a venit să o pup pe doctoriță. Am zis, a, deci nu mor. Era un rău mai mic. Da, uh -huh. păi era un rău mai uh -huh. mic față de spaima mea mă gândeam la 45 de ani, totuși mai aveam lucruri de spus, poate și de scris. E păcat să te duci așa. Ei, și atunci mi s-a prescris un uh, regim uh, sever, dacă ăsta e cuvântul, pe care eu l-am respectat cât l-am respectat și am făcut-o în primul rând de frică. De frică am învățat și pentru facultate, de frică armatei. Tot de frică m-am abținut cu strășnicie vreme de 7-8-9 luni de la a mânca dulce în primul rând, mâncam niște dropsuri, așa zis, cu cafea fără zahăr, care, în afară de efectul lor diuretic, nu ți aduceau nicio plăcere de tip estetic sau papilar. Până când m-am mai dus la un diabetolog mai tânăr, mai suplu, care mi-a spus să știți că acum dacă e ziua unui coleg și vă ofer o bomboană, nu-i frumos să refuzați. Și am spus, da, eu am mulți colegi. Da, dar nu sunteți abonat. Dacă vine Crăciunul și mâncați o felie de cozonac, nu fi foc. Dacă de Paști mâncați o felie de Pască, nu fi foc. Pasca și cozonacul sunt printre favoritele mele, sunt sus de tot în clasament. Ei, și atunci am devenit un pic mai lax, ceea ce n-a fost bine, firește. Noroc că am o soție care face o minunată operă de fundaj de marcaj și care a fost unul care m-a păzit de rele, cel puțin în ultimii 7-8 ani. Ea a fost mâna de jumătate fier, jumătate catifea, care m-a ghidonat printre plăceri, printre tentații. Și în felul ăsta am ajuns să mă echilibrez cât de cât. Nici acum nu sunt impecabil și nu cred că e vreun pacient care se poate lăuda cu o fișă fără pată. Îmi mai scapă așa acum piciorul. Dacă plec într-o vacanță și văd uh, ceva tentant, la un moment dat cedez pe principiul Oscar Wilde, că rezist la orice numai la tentații. Mm -hmm. uh, dar, în general, sunt mai echilibrat. Uh, am ajuns să-mi reprim într-o care măsură poftele, mai ales pofta de dulce. Aici e povestea, Vasi. La mine uh, merge orice interdicție. Dacă îmi recomand, dacă îmi impui să nu mai beau, eu oricum nu beau, că nici n-am voie și nici nu mai e cazul, sau să nu mănânc legume sau lactate sau carne toată viața, n-am o problemă. Dacă îmi interziști cafeaua și dulcele, mai nenorocit, uh, închin o gură de cafea în sănătate. Închin ta. și eu și mă bucur că că ne vedem și că putem să vorbim deschis despre o problemă destul de mare. E mare, da. E mare și înțelepciunea strămoșească. E parșiv că nu doare. Cum e și hipertensiunea, spre exact. exemplu? Exact. O am și pe asta. Bine, e sub tratament. Uh, Radu, din momentul diagnosticului, pe lângă modificările în stilul de viață, ce înseamnă expresia asta la stil de viață sănătos, mă rog, niște principii pe care ni le uh, formăm și care necesită investiții destul de mari, cum spuneai, e greu să reziști unor tentații, e greu să te abții de la, de la ceva care ți-aduce atât de mult pe componenta asta vizuală și de, și de gust și care contează în viață, nu trebuie să fim acum, să ne ascundem de asta. Uh, urma și un tratament? Pentru diabet, cu antidiabetice orale? Um, iau o pastilă, dimineața și una seara, o fac de 4-5 ani. Uh -huh. Până atunci n-am avut nimic, în afară de un regim uh, cât de cât uh, îngrijit și de mers pe jos, de uh -huh. mișcare, de stat în aer liber, de evitarea stresului. E, aici e o poveste cu dus întors. Eu am fost. Teribil de stresat ani de zile, nu aveam nici bani, nu aveam nicio perspectivă de carieră înfloritoare, nu prea aveam nimic în urmă cu vreo 20 de ani. Uh -huh. 15, să zicem. Prin urmare, și componenta asta cred că trebuie luată în calcul. Dar alt tip de tratament n-am avut. M-am mai dus când și când pe la un medic. Când și când mult mai rar decât ar fi trebuit. O dată la șase luni, odată la ani, o dată la an sau chiar, chiar mai rar de atât? Cred că m-am dus chiar o dată la doi ani, uh -huh. poate trei, uh -huh. nepermis, știu. Că, ideea este că dacă te simți bine, crezi că ai depășit pericolul și atunci te mai duci din când în când și îți faci analize. Nici pe -astea nu le fac atât de des cum s-ar cuveni din când în când tot la îndemnul soției a Irinei al Irinei, mă duc și constat diverse lucruri. Și constat că glicemia e pe acolo aproape bine. Aproape bine însemna la ultima investigație 125 sau 120. Mm, aproape de limita superioară. De la limită, mm -hmm. da. Uh, am avut un prag de 271 în urmă cu 5 ani. Mm -hmm. Risetata, eu am scris o carte în siajul acestei dispariții, care este doar fizică și care ne reprezintă în continuare o prezență în viața și în sufletul meu, dar atunci am fost teribil de, de supărat, apăsat de, de moment, de amintiri, de toate. Uh -huh. Și s-a dus glicemia, s-a dus în sus. Și atunci am fost la un medic, la un nutriționist, care mi-a prescris acea pastilă pe care o iau o dată dimineață, o dată seara. Bănuiesc că e vorba de siofor. Nu, nu e siofor, e ceva care are în componentă cam tot ce trebuie. Okay. Cel puțin așa mi s-a spus, se cheamă janumet. Ah, ok. Uh -huh, janumet, sim. nu știu cum uh -huh, pronunță uh -huh. ei aici. Eu la un medic din Viena am făcut consultul ăsta. Nu mă dusesem acolo pentru așa ceva, eram cu alte treburi. Da, și peste singurul tratament pe care îl fac. Și îmi reproșez și astăzi, fără ipocrizie, că nu mă duc mai des să-mi să fac analizele. Iar când mă duc, nu fac doar glicemia. E povestea asta. Trebuie să ai și niște vești bune. Și mizez pe câțiva prieteni. Trigliceridele, colesterolul, creatinina, astea sunt șnuri. Uh -huh. Și mi le fac și pe ele ca apoi, dacă primesc o veste ceva mai puțin plăcută, da, să-mi arăt da, să spun, da. domne, da, e una dintre cele cinci, dar uită de patru <laughs> ce frumos arată. Uh -huh. Da, uh, cam asta ar fi. Da, nu sunt, nu sunt deloc un, uh, un model, uh, bun, nici mi-am propus să fiu, dar dacă e să mă uit atent în urmă, ar trebui sau ar fi trebuit să fiu ceva mai scrupulos în ceea ce privește analizele și vizitele la medic, recunosc. Uh -huh. Uh, Radu, mai ții minte, dincolo de episoadele pe care le-ai avut cu transpirație, cu toleranță redusă la efort, uh, un episod pe care să-l fi recunoscut după ce ai primit diagnosticul de diabet de tip 2, de hipoglicemie? Cred că a fost în 2006, uh... Episodul cu, cu siguranță s-a petrecut în 2006, dar cred că a fost episodul de glicemie pe care mi-l amintesc cel mai bine. Uh, mă dusesem să iau exemplarele de traducător din Cercul Închis al lui Jonathan Cough și sediul editurii Poliromi era chiar vis-a-vis -vis de Spitalul Colțea, față în într-o uh -huh. scară de bloc la etajul 7. Uh -huh. uh, când am coborât cu exemplarele, uh, am avut o amețeală puternică fără să fi făcut ceva, fără să nu fi certat cu cineva, nu sunt o fire, sunt o fire non-conflictuală, ca unul dintre foștii premieri. Uh, și uh, jos m-am trezit că mă iau amețeală urâtă și am simțit nevoia unui scaun. Din fericire l-am găsit, Era un scaun de la brat, plin de vardă, praf de multe, pentru că în holul blocului se lucra. Uh -huh. Se făceau tot felul de lucrări. Uh, erau niște muncitori acolo, le-am spus că mi-e rău. Și mi-au adus niște apă cu zahăr. Acum, în situația aceea de limită și de quasi disperare, am înghițit lingurița aia de zahăr și am băut un pahar cu apă. Asta e ceva băbesc, am impresia, dar în orice caz m-a remontat. Și am mai stat două, trei minute pe scaun. Am vrut să mă ridic mai repede, dar muncitorii cu instincte medicale mi-au spus stai cu minte aici. Mm. Și, da, da, și după vreo șapte, 8 minute, m-am ridicat bun zdravân și am plecat mai departe. Și cred că a mai fost un episod, cred, nu sunt sigur, când mă duceam ca un păcătos ce m-a spre un magazin de mezeluri. N-am <gângătă> -am voie să fac reclamă, nu. Nu spun cum se cheamă. Avem voie să facem da, și avem reclamă. Da, da, putem da, să spunem orice. Casa Baciu se cheamă, okay. Calea Floreascan. Urma să mă întâlnesc fără să fie o întâlnire fixată cu Virgilianțu la coadă. Uh -huh. Și... În timp ce mă îndreptam spre magazin, tot așa am avut senzația că pământul se învârte și a trebuit să stau câteva clipe să mă lipesc de un gard. După trei secunde n-am mai avut nimic, deci n -am mai fost nevoie de linguriță, nici n-aș fi avut de la cine să o cer, n am mai fost nevoie de pahar cu apă, dar pur și simplu a fost o chestiune de 2-3 secunde, nu, nu mai mult. Și de atunci nimic. Alte simptome? iritabilitate, stare de confuzie, transpirații așa nu. reci pe și pe spate? Asta nu. Asta nu. Nu, eu transpir abundent pentru că sunt rău de căldură, ce e uh -huh. singura mea componentă polară. Altfel, și ca aș fi o fire caldă și <laughs> uh, acomodantă. Dar mie e cam tot timpul cald. Acasă am un aparat de aer condiționat fixat deasupra capului meu, în locul unde dorm, în dormitorie, chiar deasupra mea. Iar cel din sufragerii este deasupra fotolului în care stau când mă uit la televizor, că mai fac și așa ceva. Uh -huh. Sunt la ultimul etaj. Și asta contează cu contează căldura. ăsta. Contează și că n-am lift și că de vreo 30 de ani tot fac drumuri pe scări uh -huh. fără lift. Și vara ajung esufle și lac de apă de multe ori. Dacă mai am și un bagaj, e cu atât mai complicat. Dar altceva nu. Nu mi-aduc aminte. Am gura uscată, adică mi se usucă gura în timp ce vorbesc. Mm. Câteodată și fără să vorbesc, în timp, mai ales acum în pandemie, când am stat cu masca pe, pe figură, am simțit destul de des cum mi se usucă gura. Am și un uh, reflex caragios uh, când sunt, cum sunt cu tine acum, sau într-o emisiune la TV, uh, dacă n-am paharul cu apă alături, mi se usucă gura de la prima frază. E un declic. Mm -hmm. uh, dacă l-am pot să trec un sfert de oră, jumătate de oră, fără să se întâmple nimic. Uh -huh. nu -mi țin minte altceva. Radu, de unde ți-ai cules informațiile? De când ai primit diagnosticul și ulterior ca să coroborezi absolut toate datele, să scapi de niște uh, gânduri pe care le-ai avut încă o dată cum mi-ai povestit că ești o fire ipohondră și se gândește la tot felul de rele. Da, nu știu dacă sunt ipocondru. Atunci, da. Uh -huh. Atunci am avut o panică pentru că nu mai vusesem așa ceva și m-am gândit amețeala, amețeala, amețea, de unde vine, de la cap. Eu sunt filolog, n-am <sus> nicio <sus> legătură cu medicina. Păi dacă e de la cap, de ce? Păi înseamnă că s-a întâmplat acolo. Ce poate să fie o tumoare? Da, altfel de unde ai căutat sperioadă. informația? Uh, am vorbit cu cei doi oameni uh, un medic, nu mai știu, nu mai ținte cum îl cheamă, cel de la Spitalul Colțea, care uh -huh. mi-a făcut un instructaj. Poate avem timp, am și o poveste amuzantă. Pe urmă la diabetologul mai tânăr, dar iarăși, să mă bați, nu mai știu cum, cum o cheamă, era o doamnă, Mihaela ceva cu V. Ok. <laughs> Așa. Mihaela V. Mihaela V. Am um, mai fost la un medic de la Institutul Cantacuzino să fi fost acum vreo 5 ani, uh -huh. tot așa târât mai mult și am spus medicului, avem 135 glicemie. Și am spus să știți că mă simt minunat. Am o poftă de viață nebună, am putere de muncă, scriu acum o carte și s-a uitat așa cu o înțelegere și cu o toleranță maximă, și a zis ce data, aveți diabetic. Am diabet, dar nu contează, eu mă simt bine. Și sunt un dialog aproape absurd. În rest, sigur că m-am mai uitat pe site-uri. Pentru că ăsta e avantajul și în același timp pacostea uh -huh. zilelor noastre. Ei de pe site-uri și de obicei ei ce-ți convine. Aici e primejdia. Selectezi din 200 de informații pe cele 18 care îți plac. Chid că sunt minoritare. Pe celelalte te faci că nu le vezi. Dar sursele, sursele Radu cine erau autorii acelor materiale Medici? Da, jurnaliști de calitate medici, în care aveai da, încredere. Erau, uh -huh. erau medici, știu că am intrat și pe pagina Simone Tivadarte, uh -huh. multe ori, pe Simona o și cunosc. A plecat uh -huh. în Elveția, știu în Elveția. că a plecat. Da. I-am tot promis că mă duc la ea să mă trec pe lista ei de tratament și să mă ia în evidență și să se ocupe cu adevărat de mine. Mi-a zis, vino că vrei, te aștept. Și am tot promis și e una din promisiunile în Bănuiesc că ai citit cartea, te-ai bucurat de pastilele. am și lansat-o. am și lansat, -am și, lansat am și citat din ea la o altă carte pe care am scris-o. Am citat și din tine. Am știu dacă te-am întrebat dacă îmi dai voie. Îți dau voie absolut orice. <laughs> orice. An? Nu, nu. A fost cu ghilimele și cu... Mă bucur cu atât Ce carte de curiozitate? Care a fost ori... A, nu, vitrina cu șarlatan, cred că a, Vitrina a, cu șarlatan, okay, okay. de acolo. Ne-am intersectat puțin pe asta cu mm -hmm. uh, șarlatanii impostorii, miturile da, da, da. și toate cele a, din... Așa, exact. Da. da. Uh, prin urmare, cam astea ar fi sursele. Nu sunt multe uh -huh. și, repet, sunt viciate de percepția mea filologică asupra chestiunii. Sigur că ar fi nevoie de mai multă rigoare. Repet, povestea cu, cu, despre hipo mi-a mai deschis din ochi pentru că am citit și eu povestirile acelea, uh -huh. m-am uitat, am văzut cam ce e de făcut în situații complicate și mi s-a mai spus odată că medicul nu e baubau, nu e boogeyman, nu-ți vrea răul și asta e un lucru care pe mine m-a marcat mefiența față de medici. M-a marcat de mic și a început cu mefiența față de stomatologi. Deci mintea mea de copil l-a perceput pe stomatolog drept un agent al răului pentru că mi s-a făcut o extracție fără anestezie la șapte ani. Băi, anii 60. Mm. Mai cheltuiește este anestezic pe un copil de șapte ani, lasă, îi trece. E mic și îi trece. Uh, astăzi medicul ar fi acuzat de malpraxis sau de bullying sau de ambele. Atunci, era, repet, 67. Și de atunci am rămas cu o teamă primitivă, medievală, față de, față de medici. La asta s-a adăugat o operație de polipi, pe la 9 ani care impresia că nici ea n-a fost făcută cu anestezic pentru că m-a durut înfiorător și am răgnit. după asta trebuie niște întâlniri bune cu oameni... Ca să le mai spele da, pe da, să spele pe cele, pe cele -le și care să te repună pe făgaș și să spună, doamne, stai puțin că fără medici ăștia alții ar fi mult mai puțini. Da? De medic, de profesor și de preot e nevoie peste tot în lume. Um, și încet, încet mi-a mai domolit din spaime, tot cu ajutorul Irinei m-am dus și la stomatolog, pentru că eram într-o fază precară, cu o posibilitate, cu o probabilitate de parodontoză, mm. cu dinți care începuseră să răsoia razna, ceea ce complica un pic ecuația aparicilor mele la televizor, unde... Nu e bine să pareți prigonit de soartă, ca da? să nu zic altfel. Și încet, încet am ajuns să-l văd pe medic așa cum trebuie el văzut și să am încrederea în priceperea lui, în discernământul lui și în faptul că el este aliatul tău și necum nu ai un raport de ostilitate cu el. Uh -huh. Și de asemenea că trebuie să-i povestești totul, nu doar ce îți place ție. Absolut. Deci e ca la avocat. Da. Dacă îți prezinti cazul într-o lumină favorabilă, dar care nu e reală... O să te coste asta te pe Te ani de pușcărie. Um, Radu, încă o dată, pe platforma despre hipo, oamenii pot găsi informații, povești ale oamenilor care au trecut prin așa ceva, da. lista întreagă de simptome ca să recunoască uh, mai ușor uh, hipoglicemia, mai ales... Date despre diabet, e foarte important, o patologie care poate fi prevenită prin ceea ce înseamnă principii de viață sănătoase, mișcare, evitarea sedentarismului, că vorbeam, un management acceptabil al stresului. Aici poate fi o discuție foarte largă, avem nevoie de stres în viața noastră. Stresul ne motivează, ne împinge, dar să nu fie ceva exagerat sub care să, să trăim așa la lung. Pentru că ne macină foarte tare și ne poate duce o, la o mulțime de, de afecțiuni și de probleme. Eu am trăit în dictatura stresului ani buni, an buni. Uh, în principal fiindcă nu aveam banii pe care voiam să-i am, uh -huh. aveam chiar foarte puțin. Și am avut ani de cumpănă. Nu de sărăcie, dar de cumpănă. Uh, și apoi și pentru că îmi luam foarte mult de lucru. Și repet, stresul ăsta că se apropie termenul și tu trebuie să dai lucrarea la termen, că era o traducere, că era altceva, dar trebuia să dai la termen, că îl făceai muncă de interpretariat unde erai solicitat din greu. Mi-am făcut așa ceva, 14-15 ani, am făcut interpretariat, traducere și la ureche, mm -hmm. și la cască, și consecutiv de toate. Te solicită te rupe chiar. și și acolo a fost o doză bună de stres, mai ales că era, mă rog, angajatorul era străin, avea grila lui de evaluare, tu voiai să mai fi luat în calcul și data viitoare pentru o nouă colaborare și pentru un nou câștig, firește. Așa că știu foarte bine ce înseamnă stresul. N-a dispărut nici acum. Dar acum este un stres parfumat. E un stres adus la dimensiuni normale și care funcționează pe post de combustibil, nu pe post de tampon sau de lespede care ți se pune pe viață. Uh -huh. uh, Radu, a fost uh, situația aceasta materială uh, precară despre care ai povestit? A fost un stimul suficient să te ambiționezi? A fost un combustibil pentru voință? Pe, uh, și bănuiesc că da, deși nu propusesem, deci nu am avut un program. Uh -huh. De mâine încep să scap de sărăcie, uh, de poimine încep să adun bani că vreau să vă Portugalia. Bun, sigur, vreau să văd. Și am și văzut între timp. Dar simțeam că nu, nu, sunt eu. Ca în reclamă, nu ești tu când ți-e foame. Și atunci, vrând nevrând, condiția, să zicem, precară, m-a stimulat. A devenit un declanșator. Bun, să nu uităm, eu făceam atunci o muncă prost plătită, nici acum nu e grozav plătit, e ceva mai bine decât atunci, traduceam cărți, o fac și astăzi, uh -huh. Bun, mai și scrie adevărat, um, și aveam o muncă de redactor de editură într-o editură care plătea prost. De mult, repet, cu 20 de ani în urmă. Prin urmare, orizontul meu era îngust, perspectivele erau uh, neplăcute și... Uh, o vizită la care și am fost dus de mână la un astrolog n-a făcut decât să-mi inducă ideea că astrologii au un simț al umorului pe care îl exersează pe cine nu trebuie. Pentru am fost la o doamnă, am și ratat un Juventus Parma din cauza asta, țineam cu Parma pe atunci. O doamnă care mi-a spus că o să călătoresc, că o să fiu un nume important, o să văd Occidentul. mi i am spus, zic, să zic că îl văd oricum, zic Occidentul meu e banat. Eu sunt pe jumătate de acolo și mă duc la Lugos, la Timișoara, am predat la Făget, știu cum arată. Nu, 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 Occident, Occident, o să vedeți, că o să fie bine. Eu am gândit că fiind o poveste contra cost, nimeni, niciun astrolog nu o să spune mâine o să te calce tramvaiul. Și că omul e obligat să ofere ceva plăcut. Dar le cam nimerit? le că am nimerit. Deci la asta m-am gândit, vasi cu o doi ani, trei ani în urmă. Mă gândeam și cu uite cât am râs eu de femeia aceea și cât de bine m-a văzut. Ea știe cum. Uh, pentru că dacă pe atunci, cu 20 de ani în urmă, eram un necunoscut care traducea bine cărți și era un bun interpret la cască, Astăzi lucrurile s-au schimbat și astăzi sunt deja ani buni de când nu mai fac interpretariat, de când vin pe la tot felul de emisiuni, de când scriu cărți, când am ajuns un autor al unei edituri importante, bon. și am toate formele astea de răsfăț. Ceea ce înseamnă că stresul um, a scăzut considerabil, a rămas acel stres bun, să zicem, uh -huh. care -ți spune... Catalizator. Catalizator care îți spune, vezi că ai ajuns într-un la un nivel și într-o poziție pe care frumos ar fi să nu le pierzi. Uh -huh. Deci Dumnezeu ți-a dat, nu ți-a băgat în, în traistă, dar ți-a dat. Uh -huh. uh, ai ajuns unde voiai, ai ajuns la humanitas, te întâlnești, sau te întâlneai când nu era pandemie, te întâlnești pe hol cu Gabriel Liceanu, cu Pata Pieviș, cu Cărtărescu, cu tot felul de domni și de doamne, cu Blandiana, cu Ioana Părvulescu, care sunt și prieteni. Ești un autor al acestei edituri, ești un om care face prezentări de carte, lansări, turnee, lecturi și așa mai departe. Ai grijă, nu-ți bate joc de povestea asta. Tu ești o zodie bună, mă rog, atâta cât cred eu în zodie, adică destul de puțin, Uh, fi leu până la capăt și uh, nu-ți uh, nu compromite ceea ce ai făcut totuși cu. nu cu sacrificii, că e un cuvânt uh, pretențios, dar ai făcut cu muncă multă, cu eforturi, cu mici sau mari privațiuni, e, ai ajuns unde voi ai. Ești uh, on top of the world. Nu, ești acolo. Sentimentul unde care era acum când uh, ai ajuns? Păi acum uh, pare simplu. <laughs> Acum mulțumesc ceva mai des decât înainte celui de sus. Și cred că asta e o prostie. Cred că ar fi trebuit să mulțumesc pentru ce mi se dădea și acum 15 ani, și acum 10 ani, și acum 20 de ani. Dar ăsta e felul nostru de a fi, sau cel puțin felul meu de a fi. Și sunt mulțumit. Sunt și fericit, repet, adică am o armonie de cuplu, și -o armonie de profesie, și o armonie a scrisului de cărți, care pe mine mă anunță ca pe un om împlinit. Uh -huh. Și mă prezintă ca pe un om împlinit. Nu mi-aș dori altceva acum. Să fiu sănătos, firește, și să-mi dea Dumnezeu în continuare ce merit și cât merit. Și să pot să scriu, să pot să traduc. Irina mă tot roagă să nu mai traduc. Eu am promis cu vreo șapte-opt ani în urmă că gata cu tradusul și de atunci traduc în continuare. Sunt mai traduc patru cărți pe an, disperat, și traduc una, două, câteodată trei, nu o fac relaxat și o fac permițându-mi să refuz ce nu-mi place, ceea ce e un lux pe care nu și-l pot permite mulți. Văd locuri frumoase, mă pot plimba, pot ieși din țară de două, de trei ori pe an. Uh -huh în locuri pe care mi le aleg și mi-aduc aminte de o definiție uh, un pic riscantă dar pe care acum o evaluez uh, abia acum o evaluez bine a uh, liniștii financiare pe care a dat-o Țiriac cu ani în urmă întrebat ce înseamnă să fii împlinit financiar. Acum, eu nu sunt un fan al lui Ion Țiriac, din potriva, am scris articole <gători> împotriva vânătorii de la Balc de multe ori. Și el a spus așa, înseamnă să intri într-un restaurant să nu te uiți cât costă. Mm -hmm. Ce ai în meniu acolo. Îți place și ei, nu te uiți. Nu socotești, am și de felul 2 sau pot să beau un pahar cu vin sau mă rezum la apă. Uh, și am înțeles acum mai bine, atunci mi s-a părut ceva de un snobism strident, acum mi s-a părut într-adevăr o uh, evaluare sănătoasă. Adică nu poți, nu te duci. Uh -huh. uh, ai ajuns, ai alonja uh, care să te facă să intri oriunde cu capul sus și fără să ai uh, frisoane de emoție, foarte bine. Uh, bravo ție dacă ai făcut totul la vedere și curat. Prin urmare, acum sunt în poziția de uh, cum să zic, de menținere. Da? Vreau în continuare să văd locuri. Sunt un călător pasionat, cred că pot să spun lucrul ăsta despre mine, tocmai m-am întors o vacanță, m-am întors la um, sunt un filo european înrăit mm -hmm. și îndrăcit, știu despre mine că nu o să mai trăiesc atât cât să prind tot ce m-ar interesa din Europa, în urmare nu am ambiții extraeuropene, ba da, am una, vreau să vă buenos aires, nu știu dacă o să pot să o fac sau nu. Am eu motivele mele care nu au nicio legătură cu sportul. Uh -huh. Sunt motive legate de numărul de librării, de uh, lucrurile interesante și spectaculoase dintr-un oraș aflat la confluența a patru culturi diferite, ceea ce e interesant. Um, dar în afară de Buenos Aires nu simt altă nevoie. Nu vreau să mă duc nici în Tibet, nici în Malaezia, nici în Laos, nici în Mexic. Nu. Vreau să văd Slovenia, că n-am apucat. Vreau să văd țările scandinave, țările baltice. Vreau să mă duc de 5 ori pe an în Franța și în Italia. Uh, sigur nu o să pot să o fac, pentru că mai trebuie să și lucrez dar am descoperit acum plăcerea, plă, acum de vreo 12-13 ani am descoperit plăcerea uh, călătoriei și firește reflexele inevitabile ale comparației dintre ce găsești într-un loc și ce găsești la întoarcere. Și țin minte vasi că în urmă cu 20 de ani, când duceam prost, lingeam vitrinele agențiilor de turism, le lingeam cu privirea și mă gândeam... Păi, excursie Budapesta-Viena și o călătorie cu vaporul între cele două. Nu știu, trei nopți sau cât era, 330 de dolari. Și -mi se părea ceva inaccesibil. Eu aveam sub 100 de dolari salariu atunci, ca editor, ca redactor de editură. Și mă gândeam cum să fac. Mă împrumut, doamne, trebuie să-i dau înapoi, de unde îi dau. Și am avut ani de frustrare enormă, pentru că nu puteam să văd bastionul Pescarilor sau, nu știu, Nașmarctul din mm -hmm. Viena sau altceva. E, mă uit acum în urmă și îmi dau seama cât de mare e distanța. Acum, de exemplu, fără să fac paradă, dar acum dacă vreau să mă suint un avion și să mă duc la Torino sau, nu mai știu, la Marsilia, pot să fac fără probleme. Mm -hmm. Ce înseamnă pandemia pentru tine, Radu, hmm. cu călătoriile? Și cu partea da. de creativitate, cu scrisul și cu traducerile. La povestea cu călătorile, faultul a fost grosolan pentru că n-am mai avut voie, având și stare de urgență două uh -huh. zile, firește că n-am mai avut voie să circul, iar asta a fost o, mă rog, un motiv de nemulțumire. Am ratat două city break-uri angajate înainte de începerea Unde pandemiei. Erau ele? La Bruges primul și v-am văzut și Ghent. Eu Bruges-ul văzusem, Irina nu. Uh, și la Ghent, iar al doilea la Valencia. Pe Valencia m-am răzbunat. Am, ai văzut acum? Am văzut acum. La și pachet cu Barcelona. Da. Uh -huh. um, și am mai fost, totuși, să nu fiu mincinos, am fost în pandemie în Franța, într-o perioadă când lucrurile arătau în Paris și Île-de-France mai bine decât la noi. Um, am vorbit cu un prieten pe care l-am acolo și el mi-a spus, dacă vrei să vezi Parisul gol, vină acum. Uh -huh. Nu-i nimeni. Uh -huh. Nu sunt americani, chinezi, ruși, spanioli, sunt numai ei parizieni. Uh -huh. Și rătăcit cât un străin. Și m-am dus și, într-adevăr, am văzut lucruri pe care nu mi le puteam imagina. Am văzut Rue de rivoli, pustie. Toate hotelurile alea de cinci stele închise. auzei numai franceză pe stradă, ceea ce era un răsfăț pe care altfel nu ai mai fi găsit. Și uh, am făcut o excursie din două componente, câteva zile la Paris, 3-4, și apoi 9 zile în Normandia. Și mi-am spus, voiam de mult să văd Normandia. Am plecat cu Irina și ea cu mici reticențe. Mă, dacă totuși, nu zic, sunt oameni de încredere, ne-au spus să venim. S-a mai calmat când a văzut că Paris, într-adevăr, e pustiu. Am ajuns în Normandia și am găsit... Mi s-a părut că sunt 13 catralioane de oameni acolo, ceva feroce, o aglomerație de lipscani anilor 80. Uh -huh. Pentru că francezii, nemai putând să iasă din țară, s-au dus jumătate în nord, jumătate la Marea din Sud. Așa că totul era cu aglomerație, nu exista obligativitatea măștii, dar toată lumea purta masc sau aproape toată lumea. Și uh, am trecut cu bine prin aglomerația aceea, cu niște mici emoții, adevărat, încă nu se punea problema vaccinului. Am văzut niște locuri fabuloase. Ce locuri? Ați reușit să vedeți. Am revăzut Deauville-Trouville, am văzut Rouen, care este o încântare de oraș, mm -hmm. am văzut Bayeux, mm -hmm. Bayeux pe care eu voiam neapărat să-l văd, ca să văd tapiseria. Și am ajuns acolo și ni s-a spus tapiseria, dar, pe păi, aveți programare? Păi nu, să luăm bilete, cum bilete? E pandemie, voi de unde ați răsărit? Doar online și nu se mai poate și există o singură variantă. Avem pentru mâine două intrări, una la 10 și ceva alta la două dar asta presupune o coadă de două ore în soare, în plan solei, mi-a zis domnul de acolo. Noi am prins val de canicul în Franța în august anul trecut, i-au 38-39 de grade uh -huh. și am renunțat. Am văzut te cu falezele iarăși o splendoare și am văzut, am revăzut un Fleur. Ați mâncat fleur. niște stridii de acolo, că e uh, recunoscută eu zona. sunt într-un divorț total <laughs> și definitiv de fructele de mare, dar Irina da. Ei au plăcut foarte mult uh, și am revăzut un loc pe care îl văzusem cu doi ani în urmă, îl văzusem de fapt împreună cu doi ani în urmă, un Fleur, care este o chitilă ca dimensiuni, deci un loc spectaculos din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al climei, pentru că într-o zi de august, în afară de ninsoare, ai toate anotimpurile și toate formele de manifestare uh -huh. meteorologică. Un flor care era atât de aglomerat încât a trebuit să facem cam o oră, o oră și ceva cu mașina până să găsim un loc de parcare. Deci cam așa stăteau lucrurile atunci. După care am venit, ne-am întors, am intrat la cutie și n-am mai ieșit până acum. Deci asta a fost frustrarea turistică, să zicem, uh -huh. întreruptă de vacanța uh -huh. din Mai încoace francezi. la Saint-Malo, Mont-Saint-Michel. Am fost la Saint-Malo, am fost și la Mont-Saint-Michel, firește. Mont-Saint-Michel care e revendicat și de normanzi și de uh -huh. bretoni. Uh -huh. Există și o ilustrată celebră cu cele două provincii care trag de Mont-Saint-Michel. Da. Am fost și la Samaloc, care era o primărie sub forma unui castel medieval, o, o splendoare. Acolo, recunosc că acum poate nu vede Irina podcastul, acolo am mâncat pe și o prăjitură, mai știu, avea un nume complicat, nordic în orice caz, n-am mai putut. Uh -huh. Am profitat samavolnic de faptul că ea era pentru magazin, nu știu ce căuta, și m-am dus pe furiș, așa, <laughs> ca elevul prins cu fițuica. M-am dus și am înghițit-o aproape pe nemestecate. Greșeala recunoscut e pe jumătate iertată. Eu o recunosc de două ori și în felul ăsta e trecută cu vederea. S-a prescris, gata. Da. Cam asta a fost. Din punctul de vedere al omului care stă la birou și scrie, pandemia pentru mine a fost un prilej. Necum o frustrare sau o amputare a ocupației. Pentru că munca mea e muncă de birou. Și am tradus patru cărți sau cinci, nici nu mai știu, și am scris. Suntem în pandemie, în continuare. Pe care da. am scris 3. Da, 3. Uh -huh. uh, Acum de ori și ochii Glorianei, Vitina cu Charlatan, Vesel pentru. Și reviem, da. Da, da, da. Apucasem să scriu și să lansez Omul care mută norii înainte de pandemie. Apucasem să-l și lansez prin țară. Cred că a fost ultima carte cu care am fost în turneu uh -huh. prin câteva locuri din țară. Și, uh, în rest, Câteva întâlniri online care pe mine mă crispează în continuare. Bine, și pentru că sunt technologically challenged, ca să zic așa, sunt stângaci, nu știu cum se manevrează diversele scule de care e nevoie pentru așa ceva și iarăși nu mă recunosc când îi pe Zoom. Nu sunt eu. Și nici cei cu care vorbesc nu sunt ei. Sunt niște reprezentări ale lor, uh -huh. dar dacă nu i-am sub ochi în integralitate și nu le pot observa mișcarea mâinilor și ticurile și expresiile de dezaprobare sau de uh, încuvințare sau micile gesturi, lehamitea, încântarea, degeaba, mă adresez unui perete. Peretele e colorat și pe el se văd niște capete, dar nu se vede, din punctul meu de vedere, decât o parte infimă din ce a trebuit să vad. Uh -huh. De aceea am și refuzat, am refuzat multe apariții online, le-am făcut pe cele pe care eram obligat să le fac și în rest mi-am văzut de treabă. Mm. Uh, Radu, te întreb, pentru că am citit uh, marea majoritate a cărților tale... De unde ai avut înclinația aceasta spre scris? Ai moștenit ceva din familie? Ți-ai lucrat condeiul în timp, ceea ce este inerent, că e nevoie de multă muncă? Și cât de mult contează și partea cu cititul pentru actul creației, pentru scris? Da, pentru mine a contat decisiv cititul. Există acea vorbă care sigur a devenit un clișeu, cărțile se nasc din cărți. Uh -huh dacă ești genial, nu să nasc din cărți, să nați din geniul tău. Acum, eu nefiind genial, a trebuit să recurg și am recurs cu plăcere la cititul care n-a fost decât într-o oarecare măsură, mai degrabă mică, o obligație, a devenit pe parcurs o plăcere și a rămas o plăcere și a devenit și o necesitate. Adică la mine, fără să mă pun în fason, nu preexistă zile în care să nu citeți nimic. Nu ziare, vorbesc de cărți. Uh -huh. Am avut într-adevăr șansa să, să cresc într-o într casă, într-un apartament cu pereți plini de sus până jos cu cărți, luate de tata. Tata care a crescut la rândul lui într-o casă în care exista o singură carte, o Biblie. Și avea doi părinți, bunicii mei, dinspre tată, curați ca lacrima fără școală, cu patru clase, la de o înțelepciune și de un simț sigur că aici iar intrăm într-o imagine clișeu, dar chiar așa erau. Erau primeniți la minte, în permanență, simte că bunica, de câte ori trecea prin fața televizorului, în care se întâmpla de obicei un telejurnal, că erau anii uh -huh. 70, se uita, erau fără mă de om, și spunea ăștia zgolanici care au golănit țara. Și pleca mai departe. Uh, și asta era, deci era o fișă perfectă a da, momentului. Da. Uh, tata a crescut doar cu o Biblie în casă, a, făcut, a fost ofițer al armatei regale uh, și uh, și-a creat biblioteca singur. Eu am încă volumele lui cu semnătura locotenent Ion Paraschivescu, le semna. Deci avea reflexul ăsta, e a mea, nu o dau. Uh, și pe urmă, firește, după ce m-am născut eu, am mereu imaginea lui cu trei rând prin librării, mergând prin muzee, la simeze, la, la, la tot felul de vernisaje, era un mare amator de așa ceva. Chit că prin anii 80 nu mai aveai mare lucru de găsit în librării. El totuși angajase niște raporturi amicale cu librăresele care mai puneau deoparte, mai anunțau, să știți că s-ar putea să primim ceva. S-ar putea să. Uh -huh. Celebru s-ar putea să. Ori eu am crescut cu plăcerea lui de a citi și de a-i scodi și de a cutreiera plin în librării. Am rămas și eu cu ea. Deci astăzi eu sunt senior editor la Humanitas și nu există săptămână în afara celor de vacanță, nu există săptămână în care să nu intru de cel puțin două, trei ori în librerii. Mai ales în cele ale lanțului humanitar. Asta intru în ele și la cărture, și la diverta, pe la mai multe. Și mă uit. Și, și cumpăr. și îmi face plăcere să cumpăr. Nu știu unde pun că nu mai am loc, dar de cumpărare cumpăr. Câte mii de tomuri ai în apartament acum? Hei, acum bănuiesc că am doar vreo 5.000, poate 6, pentru că am dat deja 3-4 transporturi. Am dat, am dat câteva, nu știu, 300, poate vărului meu, care e din banat. Am mai dat unei școli, ne sunt donați. Uh -huh. uh, am încercat să discuși cu niște anticariate, nu s-a putut pentru că ei voiau să vină să-și aleagă. Ceea ce presupunea că eu să scot toate cărțile, câteva sute, ei să vină să ia două, pe care să le negocieze ca preț și pe urmă să mă lase cu o casă plină cu cărți da. în dezordine. Și am spus că da, eu nu vreau bani, deci, eu vreau doar să veniți să le luați. Atât, Da, dacă veniți, luați-le pe toate. Uh, dar oricum, am, uh, și când m-am mutat, când m-am mutat de câteva ori, mi-am schimbat adresa, domiciliu, uh, în total, în ultimii 20 de ani, cred că am dat o 3.000 în ultimii 15 ani. Că am Te desparți ușor de, de o carte? Ani. Nu. Uh, acum, da. Înainte n-aș fi acceptat. Deci înainte, uh, Faptul că nu îmi dădeai o carte împrumutată înapoi venea imediat după viol în catalogul ororilor. Uh -huh. Acum însă îmi dau seama că nu pot citi NAPOC, să citesc nici ce am eu în casă. Prin urmare, mă despar mai ușor de ele. Îmi dau seama care sunt cărțile pe care nu o să le mai citesc și atunci le fac a doua, măcar să le citească alții. Chip că eu le-am cumpărat, nu altcineva, da? am dat seama că apar mereu altele mai tentante uh, care te confiscă prin titlu, prin traducere, prin ceva, prin copertă. Și acum mă despart relativ ușor. Foarte ușor nu, dar relativ ușor, tocmai pentru că, nu știu, cât mai am eu de trăit. Dacă sunt mega optimist, nu știu, am 60, cât să zic, tata a trăit, 94 și ceva. Să zic că trăiesc cât el, nu știu. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc, la fel. Uh, și îmi fac o socoteală. Câte cărți citesc eu pe an? Bă, nu știu. 50? Nu. Mai mult. 80. 80 ori 30, 2400. Tot n apuc Așa că le dau. Le dau cu, un mic, cu o mică strângere de inimă, dar le dau. Și ăsta am fost în pandemie. M-a enervat profund faptul că n-am -am mai spus lucrul ăsta, faptul că n-am avut voie să circul cu metrou în starea de urgență pentru că metro e unul dintre locurile în care eu citesc cel mai bine. Uh -huh. um, și faptul că n-am mai putut să intru într-o cafenea. Și nici în librării, că noi am închis librăriile în starea de urgență. Da. Uh, în rest, m-am acomodat. Uh, am făcut tot ce trebuia făcut. Am fost, cred, suficient de precaut. Uh, după cele două luni de stare de urgență, mi-am reluat drumurile cu metrou spre Digisport și Rock FM și Digi FM, uh -huh. unde mai am colaborări. Um, am stat cu masca pe figură cât a fost nevoie, n-am cârtit, n-am bombănit, n-am acuzat pe nimeni că ar fi sclav și că ar fi un port de botniță și nu de mască, deci știu toate teoriile astea. Am venit din Spania unde masca este și la ora asta obligatorie pe străzi. Da. Mai sunt mici rebeli care ba o țin sub nas, ba o poartă sub bărbie și așteaptă să vină Guardia Civil să le spună vă rog frumos pe față. Uh -huh. Și n-am ieșit în evidență cu nimic. Adică am așteptat să se îndrepte lucrurile ca să ne reluăm cât de cât obiceiurile. Cât de cât ni le-am reluat, pentru că pot să-ți spun, Vasi, că în Spania începe încet, încet lumea să-și reia rosturile. Încep turiștii să vină, localurile sunt deschise, se poate mânca și înăuntru. Uh -huh. um, cei care servesc ospătarii, chelnerii, barmanii, sunt cu, masa, cu masca aplicată corect, ceea ce în București vezi și nu tot timpul. Da. Um, nu mai este vânzoleala de altă dată. Este lume pe străzi, este lume pe ramblas, este lume în muzee, dar nu uh, copleșitor, deci nu în așa măsură încât să te enervezi să vrei să pleci, cum am pățit în Portugalia acum trei ani. Am vrut să văd uh, Marea Librărie uh, din Porto, una dintre cele mai frumoase din, uh, din lume, pe care o văzusem în 2007. Erau trei oameni în librărie, puteai să stai acolo să te uiți cât voiai. În 2018 se aflase că J.K. Rowling folosise librăria asta ca model pentru nu știu ce încăpere ale castelului Hogwarts din Harry Potter. Și atunci explozie. Ne Nebunie. Deci stăteai la trei cozi. La una luai bilete, la alta lăsai bagajul și la trei intrai. Și grupurile aveau tratament preferențial, intrau în față, aveau prioritate. Bun. Iar când în sfârșit am ajuns acolo, n-am simțit nicio plăcere, ce am simțit, am, simțit, doar frustrare, pentru că nu vedeai decât mutre. Deci mai vedeai lemnăria, stucaturile, toate elementele de decor, toată frumusețea locului, scara aceea minunată, nu le mai vedeai. Vedeai trupuri și încercai să te fofilezi printre ele Poate a și tu să vezi ceva. Și când ziceai că ai găsit în sfârșit un loc, venea cineva, nu contează bărbat-femeie, nu contează continentul, care se răstignea așa antropoze, își făcea un selfie, după care o chema pe prietena, după care pe cumnatul, și la un moment dat simțeai nevoia să ieși, să-i pe toți, în frunte cu JK Rowling, <laughs> și -o invit să o inviti să nu-și mai divulge sursele de inspirație. Dar știi ce am aflat eu la un moment dat? că s-a inspirat și din uh, librăriile din București, din Humanitas de la Elisabeta, de aici de lângă noi, ah, okay. tot așa pentru anumite uh, clădiri. Așa lucru că, lucru că poate cine știe. <laughs> aș îndemna cu ocazia asta și oamenii noștri și, de ce nu, și străinii care ne vizitează. Orașele, să intre prin librării, da, da, da. pentru că, încă o dată, Radu, suntem amândoi familiarizați cu statistica sumbră privind da. consumul de carte în România. Uh, ești printre cei mai citiți, cumpărați autori din țară. Da, în cred top. Că da la ora asta. Da. Uh, cu toate astea, cum te simți când te uiți pe cifre? Care ar fi motivele? Ce am putea să facem, dragă Radu? pentru a promova cumva cititul și să îmbunătățim toate cele procente? Nu cred că putem face mai mult decât facem până acum. Adică să citim în continuare și să mizăm pe puterea noastră de a prezenta cititul ca pe o plăcere și ca pe un prieten. Pentru că în momentul în care îi spui unui tânăr sau unui copil, citește pentru că trebuie, l-ai pierdut. L-ai pierdut, da. L ai pierdut. Iarăși, Trebuie să legi ce faci tu ca pedagogia cititului de ceea ce fac profesorii. Și nu știi exact ce fac profesorii. Unii fac exact ce ar trebui să facă, pe alții cam lasă rece felul în care elevul cuplează sau nu. Eu nu pot decât să citesc în continuare, să scriu în continuare și să vorbesc din când în când, atunci când mi se cere părerea fie pentru un site care încurajează lectura, fie într-o prezentare uh, mai nonconformistă uh, a cititului, fie prin asocierea cititului cu o agenție de turism, pentru că din punctul meu de vedere asta este librăria sau bibliotecă. Este o agenție de turism cu prețuri foarte mici. Mm. Și unde poți să petreci, să trăiești zeci, sute de vieți, mii de vieți și poți, dacă n-ai bilet, să te duci în Martinica sau în Cuba sau mai știu unde, poți să faci prin intermediul lui Bioe Casares sau Vargas Llosa sau mai știu eu, Sienchevi sau alți autori deci cred că în felul ăsta mai degrabă îi câștigi pe oameni. E greu să îi câștigi. De ce e greu? Pentru că acum plăcerile și variantele de loazir sunt mult Stai mai multe. De multe. Mult mai multe. Înainte citeai, sigur, când eram eu student sau profesor la țară, citeai pentru că nu aveai altceva de făcut. Așa era vorba pe vremuri. Citeai sau faci copii. Și aveai <sus> condiții pentru făcut copii pentru că ți se lua curentul ore întregi pe zi Erai prăbușit în întuneric la un moment dat, pe nepusă masă, nu era anunțat când anume se întrerupe. Era probleme. de la ei. Era de la ei și ținea. Prin Constanța ținea 6-7 ore pe zi, îmi spunea meu. În București ținea. O oră jumate, două, cum cădea. <sus> uh, Ori, altceva, ce să faci? Uh, localuri de noapte existau puține și erau de obicei uh, moșia câtorva privilegiați și câtorva obișnițari uh, la cinematografă vedeai niște filme de obicei tăiate, unele ideologice sau ideologizate, iar la televizor vedeai de multe ori varianta lor cu alt, aceeași variantă cu alt titlu, uh -huh. deci cei trei muschetari, rula la televizor sub titlu Datorie și Onoare. Ca tu să crezi că e ceva nou. Și când colo era tot la din anii 70, n-aveai alte tentații. De văzut, alte țări nu se punea problema decât pentru reprezentanții regimului și atunci citeai. Da? Și te întâlneai cu prietenii și organizai uh, sâmbete sau ceaiuri sau mai știu eu ce chefuri, că nu i se zicea bairamuri pe vremea, eh? și citeai. Și în felul ăsta îți te construiai și te făceai om, cum spunea Dan Micheles într-o carte, cărțile care ne-au făcut oameni. În felul ăsta citeai cărțile care făceau din tine un om, dacă nu întreg, în orice caz un om uh, bine articulat. Ne faceți cititul mai buni, dragă Radu? Nu cred. Cred că ăsta e un mit. Uh, pentru că am cunoscut, nu personal, dar am avut ocazia să văd la lucru canalii culte, lichele erudite. Există, e plină lumea de ele și la noi și cred că și în alte țări, nu numai la noi, dar la noi cu siguranță sunt. Uh, Cititor ar trebui să te, hai să nu zic în nobileze, dar să te facă să ai alte filtre. Și să te facă să ai altă sănătatea minții. Nu se întâmplă în toate cazurile. Uneori cititul e o simplă acumulare de informații, nimic altceva. Alteori este un citit funcțional. Citești pentru ceva, pentru că ai de făcut o lucrare, pentru că ai de dat un examen. Și nu știu în ce măsură cititul mai e privit ca o voluptate. Eu am această voluptate a cititului și ca mine mulți. Bun, nu atât de mulți cum ne-am dorit noi în condițiile în care ai o rată de analfabetism funcțional de cât 44%, mi se da, până. da. Dar pentru mine este o plăcere, ca mâncatul ciocolatei de casă, care este o plăcere <laughs> la timpul trecut, um, ca altă plăcere culinară, nu știu, nu, nu, nu intru un, nu mai intru în regimul ăsta. Alunele de pădure mai sunt? Uh, mai, le mai, mai ronțe? Da, da, mai ronțe, că am înțeles că e voie. Bine, să nu mănânci trei <laughs> copaci În 4, cantitate zi. mare. Da. Uh, da, da, da. Deci este o plăcere senzorială aproape. Este ca și cum te-ai uita la un tablou frumos. Este ca și cum ai vedea un film bun. E ca și cum ai mânca ceva bine gătit. Ca și cum te-ai plimba pe Valea Loarei sau mai știu unde în Toscana. Asta este și cititul pentru mm -hmm. mine. A, sigur că nimerești peste cărți proaste. Da, categoric. E dreptul tău să renunți la ele. Să începe altceva. Eu înainte nu făceam lucrul ăsta. Începeam o carte și spuneam, domnule, dacă omul s-a străluit atât să o scrie... Hai să mergi până la capăt. Da, E o poveste, e o chestiune de cavalerism din partea mea să-l asist în efortul ăsta. Chit că la sfârșit îmi vine să dau cu cartea aia de toți pereții. Acum nu mai fac așa ceva. Acum a intervenit bariera vârstei, simt că am mult mai puțin în față decât am în urmă și atunci dacă nu îmi place și nu e o carte decisivă, că există cărți decisive pe care trebuie să le citești, chiar că nu-ți plac. E, dacă nu e o carte fundamentală și nu mă prinde, o las. Trec la altceva. care ar fi o carte decisivă pentru tine, Radu? Acum, din ultima vreme, sau în general? Din ultima vreme, ce am citit eu și m-a marcat în ultimul an, m-a marcat un roman al lui Martin Amis, care se cheamă Zona de Interes și care este o revizitare a lagărelor, dar cu un ochi câteodată de umorist, ceea deci ce e greu. Deci e greu să râzi într-un lager. E greu să râzi când ai în față deținuți pe care îi paște gazarea. Uh, dar Martin Amis face lucrul ăsta, îi reușește foarte bine. După cum i-a reușit foarte bine și o carte care a generat controverse și în Anglia și nu numai în Anglia, uh, Coba the Dread, Coba cel cumplit, care o să apară la un moment dat, cred că luna asta, uh, și pe care chiar am tradus-o, uh -huh. uh, în care se vorbește un pic altfel despre Stalin, și în care Martin Amis nu pierde prilejul de a-i trage câteva palme tatălui său, lui Kingsley Amis, Am un scriitor, un romancier pe care l-am studiat la facultate și în același timp un purtător de carnet roșu al Partidului Comunist, al Uniunii mm. Sovietice. Acestea sunt cărți care merg bine împreună. M-a marcat prevestirea romanului Ioanei Pârvulescu, care este o lectură, o revizitare a unui episod biblic al lui Iona foarte frumos făcută, cu, cu, toate instrumentele scrisului, pentru că Ioana nu este doar un profesor foarte bun, este un prozator de calitate, unde degeaba e tradusă și premiată peste tot. Sunt multe, multe cărți. Nu voi, nu, voi mai vedea lumea niciodată a lui Ahmed Altan, iarăși este o carte scrisă în detenție și o carte care îți spune că sufletul nu ți-l poate lua nimeni în prizonier și nici mintea. Mm. Poate să-ți carne prizonieră, poți să o țină acolo, în celulă, între ziduri, jilabe mm. de obicei, cu un care mai trece odată pe zi. Uh, dar aici nu prea poți să umbli. Ai, uh, poți, dar nu tot timpul. Ai apucat să citești alegerea de Edith Weiger? Nu. No. No. Uh, tot cu lagărul cu Auschwitz. Mm. Uh, a avut uh, norocul și nenorocul în același timp să fie remarcată de profesorul Mengele mm. și a fost luată pe undeva să-l distreze, ea fiind balerină. Mm. Și se pare că asta a scăpat-o. A scris cartea asta Radu la 92 de ani, ea fugind în SUA, după o mulțime de complicații și acolo cu procesul de adaptare, pentru că nu era pământul tuturor posibilităților, așa cum se spunea, și a fost foarte greu să, să se integreze. A devenit psihoterapeut, a început să fie chemată la întâlniri unde participau soldații care erau cu sindromul post și cu toate cele, și își încheie fiecare expunere, pentru că participă la tot felul de evenimente, cu un șpagat în aer. La 93 de ani acum. Și toată cartea este despre ce alegi, Radu. Pentru că răul se desfășoară în, în jurul tău. Vezi lucruri cumplite. Cum te raportezi la el? Mare parte din răul pe care ne-l facem noi este unul intrinsec și izvorește din felul în care reacționăm la lucrurile pe care le trăim, pe care le vedem. Cum ne... mecanismul de coping. Cum ne comportăm noi în fața unor evenimente și cum reușim dincolo de toată suferința să extragem și sâmburele de lumină, de bine. Partea bună care da. există negreșit în orice, în orice lucru. Radu, dacă ar fi la măsuța noastră rotundă să ai 3, 4, 5 autori din toate timpurile, dispăruți sau prezenți, pe cine ai pune aici? Ho, ho. Da, e cam mică masa pentru, pentru câți autori aș pune eu. Um, sigur că tentația este să vii cu niște nume prestigioase, să spui Dostoevski, Goethe, Cervantes um, și așa mai departe, e o listă lungă. Shakespeare. Pe Shakespeare chiar o să-l pun. Pe Shakespeare chiar o să-l pun pentru că mi se, așa cum mi se pare că lumea, în uh, setul meu de, de valori și de percepții, lumea ar trebui să înceapă să se termine cu Roma. Asta e. Uh, tot din punctul meu de vedere, literatura începe de la Shakespeare. Sigur că ea n-a început de la Shakespeare, dar uh, spectacolul, gerbele, artificiile literaturii, pentru mine, înseamnă Shakespeare. Și pe care l-ai amintit și în ultimul uh, da, roman. Da, 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 el apare ca personaj, apare evocat. Uh -huh. Ca personaj, apare în carne și oase un bun prieten al lui Dick Burbage, care era actor și proprietar de, de teatru împreună cu fratele lui. Shakespeare, uh, da, categoric și asta fără să uh, pozez în uh, erudit sau mai știu eu ce, nu, pur și simplu, este genial. Deci este unul dintre geniile literaturii, clar. Lângă el o să-l aduc pe Dumas, spre stupefacția multora. Mie mi se pare unul dintre mari autori. Sigur, ușurel, da, superficial, să bat, să pupă, să taie capete, e război, aventură, sunt pui fripți în fripți în săbi. Oh, ok. Dar, dincolo de asta, uh, citei muschetari, pentru mine este o carte formatoare. Eu am mai spus lucrul ăsta. M-am bucurat când am aflat că și pentru Lucian Boia a fost cartea mm. vieții. Da, uh, este cartea care, te, care, pe mine, unul m-a învățat uh, ce înseamnă lichelismul, ce înseamnă eroismul, de ce curge sângele uh, altfel decât prin corpul nostru, uh, cum arată onoarea, cum arată iubirea cum arată riscul și m-a învățat un lucru pe care pe urmă mi l-au confirmat și alte cărți, și anume că istoria este o suită de versiuni. Pentru că nu știi. Tu acum în 2021, Vasin, nu știi cum a fost la Constantinople. A, ah, sigur, ai surse istorice. o reprezentare, ce da. mi s-a spus exact. la un moment dat. Nu știi cum scriau cei puși să descrie perioada uh -huh. aceea. Nu știi dacă asupra capetelor lor nu era o sabie. Gata uh -huh. să le taie cap. Um, deci Shakespeare și Dumas sunt obligatorii. L-aș pune pe Borges pentru că este uh, un orb care a văzut mult mai bine decât au văzut oamenii cu vederea in integră, ne nealterată. He, pe cine să mai pun? Foarte complicat. Nu mai știu. Mi-ar mai rămâne cât? Doi? Ar mai pus. rămâne ceva? Ar mai rămâne, nu. Uh, am să pun pe scriitorul din care am tradus cele mai multe cărți până acum și care este Julian Barnes, din care am tradus nouă cărți. Ultima a apărut anul trecut. Uh -huh. Bărbatul cu haină roșie care este povestea unui medic, unui ginecolog celebru, Samuel poții. Și mai rămâne unul. Mai rămâne unul. Uh, am să-l pun pe Ioan Iovan e surprinzător, pentru cartea lui despre Mateiu Caragiale. Este o carte pe care am citit-o cu delicii, cu încântare și este o carte uh, scrisă cu atâta uh, cum să zic, acribie și în același timp poezie și cunoaștere și pătrundere încât a impresia că Ioan Iovan a fost Mateiu Caragiale. Uh, am uh, am citit-o odată, la prima apariție, mi se pare, pe la curtea veche, Poliromul a reeditat-o, am citit și reeditarea, uh -huh. nu știu dacă diferă versiunile. Uh, și sigur că pare straniu să-l pun lângă Shakespeare, dar o fac. Uh, deci cam asta ar fi cuvintetul meu acum. Dacă mă întreb mâine, ne mai întâlnim odată, îți dau cu totul altă distribuție păstându l pe Shakespeare. Okay. Uh, asta e povestea cu clasamentele, da? care e. Care cântecul tău preferat astăzi este... Fă, nu mai știu... On the Turning Away, al lui Pink Floyd. Mâine poți fi altceva. Și tot așa. Hmm. radu mei, când vorbeam noi despre periplul tău cu consulturile pe la medici, mi-ai spus că ai o poveste amuzantă. O mai ții minte? Eh, da. <laughs> da. Printre atât, atât miriada de, de povești amuzante care zace în tine? Ah, da, da, da. La, la prima... Da, nu a fost da, pentru mine a fost amuzantă, pentru că am reușit să fac bine pe prostul. Imediat după ce mi s-a depistat diabetul, am fost trimis jos, la nivelul inferior al Spitalului Colțea, unde urma să ascult o mică prelegere, să zicem, un mic instructaj. Al unei doamne doctor, m-am dus acolo, am găsit încă 15 mușterii, Uh, am constatat că sunt cel mai tânăr, de acolo asta nu mi-a plăcut și doamna doctor, mai degrabă inclement așa în, uh, în adresare și în fixitatea privirii, uh, a început un lung șir de interdicții. Nu, 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 cam tot începea cu nu... Mi s-a dat și clasica formulă a cântăririi alimentelor, ceea ce n-am putut să fac niciodată, vă să îți spun cu toată franchiza, deci nu mă apuc să tai cu bulețe de cașcaval, nici traspăruată. Și de fiecare dată, după ce ne explica, nu ne explica, ne impunea o interdicție, ne întreba dacă am înțeles. Și toți spuneau da, după care doamna s-a uitat la mine. Și ceea ce și dumneavoastră, deci eu deja făceam figură de imbecil și da. Uh, n-aveți voie să beți, n-aveți voie să fumați, n-aveți voie să... A, ah, și a revenit la povestea cu băutul și a spus, uh, aveți voie să beți un pahar de vin sec de Crăciun, un pahar de vin sec de Paști și un pahar de vin sec de ziua de naștere. S-a înțeles, da, și dumneavoastră ați înțeles, da, aveți întrebări? Și atunci eu am simțit nevoia să-mi joc rolul de idiot și am spus, zic, am eu o întrebare. Da. ce? eu sunt născut de Crăciun, ce fac? <laughs> și femeia s-a umanizat. S-a uitat, uitat duios, așa, matern la mine, zice, săracul, e idiot, zice... zice Vă alegeți altă zi. Mulțumesc. Mai eu nu sunt născut de Crăciun, eu sunt născut în august. Dar, da, și ceilalți, bă, unii au hăit, alții m-au compătimit, au zis bietul de el. Deja, totuși tânăr, adică putea să o mai ducă așa, dar diabetul i-a luat și mințile. Da. Cât contează jocul și joaca pentru tineri adun fiecare zi? Păi contează, pentru că eu sunt o fire ludică și, în general, omul are o componentă ludică și instrucția lui, creșterea lui, nu se poate face fără ludic. Copilul se joacă și în felul ăsta cunoaște lumea. Mie mi îmi place să mă joc, am tot felul de mici ritualuri, de mici hârjonele, de mici jocuri de cuvinte, de imitări ale unor persoane cunoscute de obicei de și antipatice. Pe cine poți să imiți, de ei, curiozitate? Nu știu, puteam, dar să nu mă pui. <laughs> <A>. <laughs> să, să nu mă pui. Puteam să imit și pe Pe Demrădulescu. Eram, eram bun la Demrădulescu, eram bun la Ceaușescu. Concuram cu Biju Morar, cu ian Temorar. Știu că el o făcea organizat și uh -huh. Eu o făceam în cadrul privat cu ai mei. Um, și odată știu că am mi-am și exersat talentele astea de imitator. Eu am vrut să dau o vreme la teatru, să știi, dar mi-a trecut repede. Și pe vremea când aveam, cred, 17-18 ani, 20 de ani, aveam un casetofon vechi mono pe care îl folosisem ca să-mi înregistrez tatăl când făcea duș rece. El când făcea duș rece, cânta, are din opere. Era un spectacol. Și la același casetofon m-am înregistrat cu vărul meu, el imitându-l pe Adrian Păunescu și eu imitându-l pe Ceaușescu. <laughs> și spun niște prostii firește, dar am profitat că veneau ai mei la lugoj la părinții vărului meu. Tatălui meu, când îi spuneai de comunism, îi schimba culoarea. Deci bătea în grena imediat, în două secunde. Și, și am pus casetofonul și am dat play. A? Și <gântu -i> tata l-a auzit pe Ceaușescu și s-a întors și a zis, dai, ce, ce, nu scăpăm de el? Și cât paci să spumege, s-a congestionat pe loc și i-a spus uh, tatăl vărului meu, zice, stai un pic, ascultă ce spune, că vorbeam despre nu știu ce turneu de fotbal în sală, de ceva, o prostie de asta. Și atunci s-a liniștit. Și nu a privit cu mare blândețe când a aflat că eu limitasem, că s-a gândit că m-aș putea folosi mai bine. Dar altfel mi-a plăcut o vreme să să imit. Am și un episod cu Gabriel Iiceanu imitându-l imitându pe Vlad Zografic, care e prieten cu el, da. tot senior editor la, la Humanitas, imitându-l la o convorbire telefonică pe care a avut-o cu graficianul editorii. Nu l-a imitat perfect. Deci eu stăteam acolo, eu abia venisem la Humanitas și mă uitam trăznit. Asta să fie... Omul sobru, justițiarul, justițiarul are o enormă componentă de ludic, vreau să spun pentru cine ne ascultă. Deci el nu este intransigentul care stă lângă ghilotină și așteaptă să umple coșul cu capete. Cine îl cunoaște, știe despre, despre ce vorbesc. Este un om cu care râzi, cu care te distrezi, care te poate amuza, care îți poate spune glume, care îți poate imita oameni și care poate fabrica scene și poate povesti scene colosale. Mm. Apropo de Dem Radulescu dragă Radu mi-a rămas pe cortex o declarație cred că era la emisiunea Profesioniștii cu Eugenia Vodă mm -hmm. la TVR și l-a întrebat Eugenia ce ar însemna fericirea și Dem Radulescu a zis pe vocea lui atât de calmă fericirea pentru mine înseamnă să mă uit la cei aflați mai jos de mine și când văd starea în care se află ei brusc mă fac fericit Te întreb da. dragă Radu ce e fericirea în definiția ta? Și dacă acum te consider fericit? Da, mă consider. Firește că mă consider, fiindcă am tot combustibilul de care e nevoie în viață și în meserie. Nu mă doare nimic. Sunt senin. Cred că fericirea comportă o doză bună de seninătate. Și cred că fericirea nu ține neapărat de înariparea romantică. Ține și de așezare, ține de o bună instalare în, în lume, în familie, în viață. Cred că asta e pentru mine. Faptul că nu vezi nori, vezi doar cer. Mm. Țin minte o definiție oarecum învecinată cu definiția asta a fericirii, care nu e o definiție. Definiția îndrăgostirii pe care a dat-o Julian Barnes printr-un personaj al lui. Este cea mai violentă expresie a gustului. Așa a spus. Mi-a plăcut vorba asta. Iar eu fiind și îndrăgostit după 8-9 ani de relație cam la fel ca atunci, ca acum 8-9 ani, fiind și senin în ceea ce fac, neavând dușmani pe care să-i uh, țin minte, având contestatari cum are fiecare dintre noi, având critici cum are cam fiecare dintre noi, mai ales cei care funcționează în ochiul public, uh, cred că mă pot considera fericit și chiar, chiar mă consider. Și fericirea nu înseamnă neapărat să nu te doară nimic, ci înseamnă și să nu ai multe lucruri să-ți reproșezi. Să ai cât mai puține. Deloc nu se poate. Să pui capul pe pernă și... A, ah, da, și asta... Și asta. Liniștit? Da, 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 da. Eu o fac. Eu o fac. Sigur că am, am greșit în viață, evident. Am dezamăgit niște oameni, am întristat niște oameni, am nemulțumit niște oameni, categoric că nu, nu sunt icoană. Uh -huh. Dar n-am făcut concesii sau dacă le-am făcut au fost minimale și au fost în registre acceptabile. Uh -huh. Nu am întrecut imputabil și la 60-61 de ani pot să spun că n-am fost tovarăș. Nu am fost nici măcar membru de partid într-o facultate în care cam toți se înghesuiau să intre. Eu am fost printre cei, nu mai știu, trei sau patru care, nu numai că nu s-au înghesuit, eu am și refuzat cu martori de două ori. Mi s-a propus de oameni care cred că îmi voiau binele profesori și am spus nu mulțumesc. Da, sigur, a trebuit să dau un răspuns acoperitor și am spus era un răspuns parodic, nu mă simt la înălțimea exigențelor. Oh, ce superb! Dar n -aveai ce să spui. La așa mm -hmm. ceva nu aveai cum să mm -hmm. ripostezi. N-am dat pe nimeni la o parte, n-am călcat pe cadavre, nu m-am suit, abuzând de una și de alta. Și ce am făcut? Am făcut așezat, metodic, în timp. Eu acum 30 de ani eram un necunoscut complet. Da? Abia mi-a părut să. Sără... Nu. Nici măcar nu mi-a părut să prima traducere acum 30 de ani. Mi A apărut în toamna lui 91. Nu publicasem nimic și eram bibliotecar. La o bibliotecă aparținând Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, că erau împreună pe vremea aceea. Tot acolo, în gara de Nord? Acolo, sau? acolo okay. la locomotivă. Uh -huh. Da? Uh, și acum sunt cu niște, nu, aproape 30 de cărți scrise, 115 traduse, cu niște mii de articole publicate, cu apariții, cu un public, cu un statut. Și cu picioarele uh. rămase pe pământ, Radu, da. și cu smerenie, și cu umilință. Așa cred. Cred că Și uh, cu, picioarele cu pe sim pământ. simplitate, mi se pare, în da, o decență, o eleganță în, în fiecare expunere. Mulțumesc dacă le vezi. Da, încerc să fiu măsurat, încerc să fiu echilibrat. Uh, nu... Eu știu că există o vorbă ironică și excesul trebuie făcut cu măsură. Uh -huh. Nu, nu sunt practicantul excesului cu măsură, dar sunt practicantul unui fel de uh, relaxări cordiale și a unui fel lipsit de patimă de a vedea lucrurile. Patima e un lucru bun de multe ori. Uh, pe mine nu cred că mă mai prinde uh, la ora asta uh, patima de, de niciun fel. Și cred că mai degrabă registrul meu este registrul ironic, este registrul observației care să nu fie caustice, să nu fie înveninate, să fie cel mult de forța și de impactul unui Bobernac, dar unui Bobernac tandru, uh -huh. nedușmănos. Și cam asta sunt. Îmi place în continuare să mă uit la fotbal ca unui prost ce mă aflu pe lume, am în continuare plăceri simple, îmi place în continuare să merg pe jos, îmi place să spun povești, să scriu povești, să traduc povești și să am o viață care să nu mă facă nici insectă, dar nici zeu, pentru că nu sunt. Sunt un om oarecare și așa vreau să rămân. Ce-ar fi radul viața noastră fără povești, fără poveste? Păi nu știu dacă ar putea fi, pentru că și marile taine ale lumii și marile descoperiri, cam totul pe lume, s-a făcut prin transmitere. Uh -huh. Transmiterea asta a însemnat, într-o bună măsură, poveste. Uh, un om care nu, poveste, care nu vorbește și nu povestește este un neom sau riscă să devină un neom. Corneliu Coposu a fost ținut în închisoare 8 uh, ani în izolare de plină, uh, riscul fiind să uite să vorbească. N-a uitat, pentru că a avut acea disciplină interioară care l-a făcut să vorbească. Singur uh -huh. mi se întâmplă și mie ne fiind închis ne fiind de ținut politic ne fiind persecutat să vorbesc singur în cameră pe stradă bine am grijă să nu mă observe lumea nu mă creadă nebun dar mi se pare o terapie accesibilă uh -huh. și care pe mine unul mă, mă, mă echilibrează mie mi îmi place să mi spun povești mie să mi-aduc aminte câteodată cu vocetare de anumite lucruri. Iar Corneliu Coposul revenind la el a avut avantajul, șansa că era un tip corpolent care făcuse box uh, și a avut din ce slăbi, a avut din ce să supraviețuiască, pentru că moral el ar fi supraviețuit oricum, dar fizic nu știi. La, la ce uh -huh. i s-a făcut, la persecuțiile și la ororile pe care le-a avut de, de suportat, nu știi dacă n-ar fi cedat fizic, repet. Este scrisul pentru tine terapeutic, Radu? neapărat. Cred că e vorba tot de registrul plăcerii. Acum m-am descoperit cu vreo 15 ani în urmă că e o plăcere lucrativă, că ți aduce și foloase. Dar mi-a plăcut. Și îmi place și astăzi. Și încep să mă gândesc deja la următoarea carte. Abia am terminat-o și am publicat-o pe... Ce pauză e după o carte? Cam, cam cât lasă treacă? Ei, las, las vreo da, o lună jumate, poate. Obligatoriu și o excursie prin altă țară în timpul Ei, ăsta? Da, da, da. Uh, și chiar că nu e obligatoriu, e de dorit. <laughs> și, uh, am grijă să, să mă duc. Acum bon, o să fiu invitat la, la Lisabona, la de data asta e invitație, pentru că o se, mi se traduce o carte în, în, în portugheză, în sfârșit, ce prima traducere de care am parte, a unui roman portughez, apropo, Cresc cheamă cu inima, am din piept. Și în iulie, pe 7 sau 8 iulie, pe 8 iulie, mi se pare că o să am lansarea la Lisabona și o să merg acolo într-o uh, mini-excursie, să zicem. Noi știm, Lisabona am mai fost de vreo două, trei ori, un oraș splendid. Uh, cum era magazinul Victoria pe vremuri, 50 de magazine într-unul singur. Așa e Lisabona. 50 uh -huh. de orașe uh -huh. într un uh -huh. singur. Are de toate. Și am fixat. Uh, Înainte de scrisul propriu zis la următoarea carte am fixat un nou concediu francez cu o ședere în Bretania de câteva zile și cu un popas pe urmă pe Valea Loarei undeva, dar nu la marele castele, la Chenonceau, Chambord, nu, undeva mai jos, un pic la Chinon, într-un loc frumos așa unde... Apropo de bruj, ai ajuns prin Colmar? În Colmar, da, am ajuns odată, eu nu știam de Colmar, credeam că e o pastă de dinți, recunosc, <laughs> am auzit influența de Colgate, am spus ce poate să fie. Și mi-a zis cineva, caută pe internet și uită-te. Și mi-a mi explodat pagina când am dat căutarea uh, și am fost o dată de iarna. No. Și eu tot iarna am fost. Da. Se întreceau în decorațiuni da, 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 toți da, acolo. Da, și Strasburg la fel. Eu am fost la Strasburg, de fapt, într-un concediu care a ricoșat într-un revelion nefericit la Dijon. Ideea mea, o idee stupidă, să faci revelionul la Dijon, care în perioada Revelionului, este abandonat total. Ești un loc pustiu. tot mai în Elveția la schi. Um, e Și atunci, în cele câteva zile când am stat la Strasburg, în 2009, țin -mi minte că se întâmpla, am luat un tren și m-am dus la Colmar pentru că descoperisem pe internet Colmar. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu știai care e mai împodobit, Strasburg sau Colmar. Probabil Strasburg, e mai mare. Dar Colmar este o, o poveste, o ilustrată, uh, neanunțată când cobori din tren. Da. Pentru că ajungi, ieși din gară, nimeni pe o stradă curățică, cu niște case obișnuite, cotești odată și din și altă lume și plonjezi în frații se deschide. Da, mm -hmm. da, 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 este, este, o poveste. Cred că Eric Emanuel Schmid, dacă nu mă înșel, s-a născut în Colmar. E posibil. Cred că am citit, uh, citit pe undeva. Uh, Radu, experiența scrisului, nu degeaba te-am întrebat de, de terapie, bănuiesc că a fost și chinuitoare, pentru că ții minte că am postat pe Facebook anul trecut, aici la uh -huh. balconașul plin cu flori, regviem pentru tata da, și a însemnat ținim. recunoștința și aducerea, tragerea din trecut în prezent, ah, exerciția ăsta pentru tine. Da, aici cred că poți vorbi de terapie. Dar cred că e singurul caz în uh -huh. care scrisul, să zicem, care avea o valență terapeutică. Eu am încercat, și a fost un, un act ratat cu totul, am încercat să suplinesc cumva absența tatălui meu. El a murit, el a fost un longeviv și un rezistent. Adică a făcut război, a primit un pat de pușcă în cap și, și a pierdut memoria pentru o vreme. A făcut un AVC, la 80 de ani s-a recuperat. Sunt un rezistent, un tip stenic și de, de o forță uriașă. Și un temperament vulcanic e adevărat. Le-a făcut pe toate în viață. Și după ce s-a dus, eu am fost dezechilibrat. De aici povestea cu puseul de glicemie și mersul la medic. Și după ani și ani, după no, patru ani, în care am vorbit foarte des cu el și în care mi-a venit de multe ori să plâng, eu plângând relativ greu. M-am hotărât să scriu recviemul ăsta, vesel, uh -huh. tocmai pentru că nu voiam să îmbocesc părintele, voiam să-mi-l râd și să-mi-l râd împreună cu atâția cititori cât îți voi găsi. Și mi-am dat seama că nu o să pot supline, sunt suplini lipsa lui. Că o să-l am în carte, în portretul pe care îl fac eu, și care e un portret fără retușuri, un portret așa cum a fost tata, dar nu. În timp ce scriam, mi-am dat seama că este un demers inutil din punctul de vedere al traumei, al vindecării traumei. Poate fi util ca vânzări, asta e altceva. N-are nicio legătură cu trauma. Deci trauma a rămas. Sigur, timpul chipurile mai vindecă sau mai domolește sau mai uh, calmează. Uh, și da, uh, a trebuit să mă acomodez cu, cu plecarea lui pentru că, bom, repet, am, am trecut de 60 de ani iar el a murit la 94 și câteva luni. Să mai moare la vârsta asta, să moare și la 40 de ani. Uh -huh. uh, cunosc, am cunoștințe care și-au pierdut părinții când aveau 50 de ani sau 45. Da. Uh, deci asta n-a fost o dramă, dar e omul care pe mine m-a... Deci el m-a născut. Anatomic m-a născut mama. Spiritual m-a născut tata. Și deși am avut un raport la fel de bun cu el și cu mama, erau doi oameni care nu se mânau deloc, dar care împreună formau într-adevăr o pereche frumoasă și o pereche uh, obișnuită în frumusețea ei. Nu era o pereche special, bon, epatantă. Nu, era o familie absolut obișnuită, dar pentru mine, ca produs al lor, a fost foarte frumos să, să trăiesc acolo și în același timp să-mi rezerv verile pentru vacanțele la Lugoj. Mm. Dar amprenta tatălui nu va dispărea niciodată. Și m-am bucurat că Ioana Pârvulescu mi-a scris chiar într-un mesaj că I-a plăcut cartea asta ultimă, Acu de Aur, uh, și pentru că personajele sunt medici, pentru că, din punctul ei de vedere, personajele preferate de ea sunt personajele medici și personajele tați. Și uite că lucrurile se leagă, mm. Ioana e de vârstă cu mine, uh, avem amândoi amintiri și uh, duioșii uh, livrate de, de părinți și de mame și de tați, și regviemul ăsta vesel și cu pagini în care cred că se râde că de îi spun regviem vesel, este o formă de a-l avea alături atâta cât se poate. Acum, sigur, ar trebui să mă iubesc prea mult pe mine ca să mă repet și să mă recitesc în varianta, eu știu, regviemul la apropie din afară. Um, și cred că lucru bun al cărții astea este că -a, că a funcționat ca eco pentru alți cititori. Pentru că am primit comentarii, mesaje private, de la oameni care îmi spuneau, așa ceva am trăit și eu, uh -huh. sau ceva asemănător. Și am prieteni pe care nu i-am văzut la față, cu care deja am raporturi bune, cordiale, și care îmi spun, da, exact asta a fost și relația dintre mine și tatăl meu. Și da, tatăl meu l-a cunoscut pe fratele tatălui tău. Și uite că lumea de care zicem noi că e mică, e într-adevăr mică. Sau, mă rog, uneori poate fi și mică. Și ce legături sunt între noi, Radu, și mm. le descoperim poate la timpul potrivit. Da. Și ne uimesc și pare că toate apar așa pentru a ne împlini pe noi până la urmă. Așa se vede Prin treaba. intermediul celorlalți. Radu, multe din cărțile tale au ca inspirație societatea noastră. O societate în care clasa politică se comportă într-un fel. Când doamna Viorica Dăncilă a pronunțat 2020, 20, eu știam că anul 2020 va fi cumplit, da, și iată așa. că a fost. La fel, toate perlele apărute prin mass media, generate de politicieni, de clasa sportivă, cu toți le știm foarte bine. Te teme acum că nu vei mai avea material suficient, uitându-te în jur. Pentru cărți? Da, nu, nu. Asta, asta e o temă pe care nu o am. Uh, Mi-aduc aminte de un interviu care mi-a fost luat, nu mai știu, cu, cuiva de la cu în orice caz, uh -huh. în 96, când a venit la putere Emil Constantinescu. Uh, și întrebarea era, nu vă temeți de șomaj? Acum că s-a schimbat... Uh, președintele și răspunsul a fost să fiți voi sănătoși. Uhum. Și n-a existat niciun șomaj. Așa și acum. Bon, nu mai e doamna Dăncilă premier, e altcineva, e altcineva la putere. Nu. Clasa politică va avea în continuare personaje cariate, va avea în continuare personaje compromise și va avea în continuare personaje odioase. Că unele nu mai sunt în prim plan, Asta e altceva. Dar ele există acolo. E supa asta politică din care dacă vrei să pescuiești, ai ce pescui oricând. Pe mine s-ar putea să nu mă mai amuze să, să, fac, să practic forma asta de pescuit nesportiv, pentru că deja am cinci mici culegeri de uh, gângăveli și de faulturi ale limbii și de exprimări stângace, ca să, să, să mă exprim eu femistic, și cred că pun capăt mai există, da, de fapt, ce scriu în afara acestor culegeri? Ce scriu eu sunt, are două componente. Componenta internă de articol de observație, de articol, nu de analiză, că e pretențios spus, de constatare mai uh -huh. degrabă, niște procese verbale despre starea națiunii române în anul sau în perioada. Și romanele care se petrec de obicei prin alte locuri și prin alte timpuri și care sunt poate niște forme de escapism din imediatul nostru spre Italia, spre Anglia, spre Franța, Irlanda, Portugalia. Așa că această clasă politică va livra fatalmente subiecte. Totul e să vrei să pui lupa în continuare pe ea. Eu parcă n-aș mai vrea. Probabil că o să mai scriu o culegere sau două de texte, o să mai adun niște texte care mi se par mie citibile și peste 10 ani, pentru că ăsta este, cred, un test important, uh -huh. ca articolul pe care l-ai scris pentru nu știu ce revistă să nu fie bun de citit doar la data apariției în revistă, ci să treacă testul timpului. Iar testul timpului înseamnă peste 10 ani, peste 20 de ani. M-am convins de lucrul ăsta citind și redactând și, mă rog, ocupându-mă de o carte a lui Traian Ungureanu, care a apărut prima dată în 2003. S-a chemat Manifestul Fotbalist, cu o trimitere la Manifestul Comunist, pe care n-au prins-o mulți. Um, și era o carte cu articole strânse din 22, din ce a publicat Traian Ungureanu în revista 22, pe ultima pagină, la rubrica Arena. Le-am citit atunci, la unul am plâns, recunosc, fără nicio urmă de bărbăție, la... Nicolae și moartea driblată, care era o poveste de lagăr, și o poveste în care apare și Beria m-a uh, m, -a, m -a și plâns și am și scris lui trei ani și am spus uh, și s-a bucurat uh, și le-am reluat acum doi ani sunt la fel de plăcute la citit, la fel de pline de miez uh, nu lipsește nimic, nu s-a ciuntit nimic, nu s-a așternut nicio ceață pe, uh, pe scrisul acela și pe ideile din articole prin urmare, da, s-ar putea peste un an, nu știu, să mai grupez uh, câteva zeci de articole din ce am mai scris prin reviste, mai ales uh -huh. în New Money, care este singurul loc în care mai scriu acum, uh -huh. în afară de cărți, doar uh, New Money -am, uh, îmi dă spațiu de scris. Am refuzat eu, deci am, am plecat de la Gazeta Sporturilor pentru că mi-a ajuns, au fost acolo niște lucruri care nu mi-au plăcut, am plecat de la Newsweek pentru că n-am mai vrut să stau, în post de colaborator, firește, și am rămas cu această mică ancoră de presă care se cheamă New Money, și care este o revistă care apare de două ori pe lună și că este perfect urbană din uh -huh. toate punctele de vedere. Uh, și cam asta este raportul meu cu clasa politică actuală. E o clasă politică pe care cred că am uh, pigulit-o destul, sunt niște volume, uh, și dacă m-aș iubi excesiv, ceea ce încerc să nu fac, uh, ar fi să spun că peste 5 ani, 10 ani, toate cărțile astea de actualitate românească ar putea furniza un soi de document, un pseudodocument despre cum arătam noi în 2015, cum arătam uh -huh. noi în 2018, uh, cum vorbeam cum vorbeau aleșii noștri, um, cât de aleși erau, de fapt, um, care este diferența dintre demnitate și demnități, care este diferența dintre obrazi și obrazi, lucruri de genul ăsta. Dar tentația pentru mine la ora asta este mai degrabă să povestesc și să scornesc lucruri, cum e cazul cu Acudea și Ochii Gloriane, care este în bună măsură o scorneală, nu de tot, dar în bună măsură. Mm -hmm. Uh, tot mă laud cu un roman, cu lucru la un roman francez și m-am lăudat mai mult decât am scris. Și îmi pare rău că am Dar e bine că rămâne, rămâne acolo. El e acolo. El e acolo, el e un subiect pe care deja l-am uh, rostogolit un pic în mintea mea și că i-am schimbat uh, nu amplasamentul, dar tehnica de scris și planurile, sunt două planuri și romanul ăsta va fi scris până la urmă, eu sper să apară dacă nu anul ăsta, probabil nu o să pot să scot două romane într-un an nici nu sănătos la anul e un roman despre un pod un pod istoric eu am mai avut o carte în care protagonistul nu era un om am avut o carte în care protagonistul era un cântec, era o baladă și cartea s-a numit, astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri uh -huh. unii au bănuit în ea o carte de fotbal nu știu de ce. Pentru că, probabil, în ultima parte, în partea a treia cărții, e vorba de un fan al lui Liverpool. Dar atâta tot. Cartea are mici legături cu sportul și are legături cu altceva. Cu foamea, cu libertatea, cu succesul, cu lucruri care trec și prin sport, e adevărat, dar care nu sunt exclusiv rezervate sportului. Revenind, da, cred că mai degrabă o să scriu povești de acum încolo. Fie romane, fie proză, de fapt, și cred că lucrul ăsta l-am mai spus de vă câte vor, dar ți-l spun și ție, Vasi, uh, acul de aur și ochii glorianei nu trebuie să fie roman. Ai plecat cu o idee și te-ai te da, dus da. spre Roma. Uh, Nu să trebuia zic. să fie roman. Uh -huh. Trebuie să fie o proză uh -huh. care să fie prima dintr-o serie de, nu știu, 7-8-10 câte ieșau despre Italia. Uh -huh. Mai multe regiuni, mai multe perioade, dar tot scriind, mi-am dat seama că sta bine scriind, nu doar mâncând și am ajuns să expandez uh, cartea și să-mi dau seama că nu. Nu, nu, ajunge, nu ajung 30 de pagini, 40 de pagini, trebuie mai mult, așa că am pus pe hold volumul de proze, n-am renunțat la idee uh, și am transformat teoretica uh, povestirii inițiale într-un roman mi am plăcut la nebunie cu atât mai mult cu cât te-ai atins și de partea asta de medicină, da, ce povesteam noi înainte. Profan, da, și cum povestea atât de, de frumoasă, unul dintre frații ajunge la papă, celălalt mm -hmm. ajunge la Gloriana, care era de fapt Elisabeta I. Metodele acestea care păreau ancorate în ceea ce știau ei la momentul respectiv, mm -hmm. actele curative cu operațiile, și cu tot atât că știai, și felul în care. Printr-un decret sunt puși măcelarii practic să migreze în meseria de doctori, să învețe de unde puteau, poate și din zona aceasta preoțimii, pentru că ei pe undeva împărțeau atribuțiile direct. Și mi-a plăcut foarte mult cartea. Să o spun încă o dată deschis, am terminat-o terminat chiar aseară. Dragă Radu, dacă am luat inițialele de la Radu Paraschivescu, are și RP. Și că pe rețetă apare RP. Uh, și acolo doctorul scrie, ah. rețetă, uh, ce trebuie să faci, buline să iei. Ah. Dacă ar fi să le spui oamenilor cât ai apucat tu să vezi, să citești, să, să vezi viața într-un fel, ce ar fi frumos să facă fiecare om după tine, în viața lui. Ah, ha, ha. Ce ar fi frumos. Ar fi frumos să nu urască, pentru că ura te consumă și nu te face doar antipatic, te surpă pe dinăuntru. Dar îmi dau seama că este la limita utopiei, ce spun. E foarte greu să nu urăști pe nimeni. Sunt oameni care au acest disponibil, dar nu sunt mulți. Pe urmă, ce ar mai trebui să facă? Um, să fie senini. Să fie senin, nici asta nu-i simplu, pentru că unui om care și-a pierdut serviciu sau căruia i-a murit un copil sau care e grav bolnav, nu-i poți cere să fie senin fără să devii tu nesuferit sau idiot de abinere. Uh -huh. Dar seninătatea e recomandabilă. Și să nu-și piardă curiozitatea. Să nu-și piardă curiozitatea și glanda plăcerii. Să nu-i se atrofieze glanda plăcerii. Eu cred că viața fără plăcere... E, e un surogat de viață. Uh, indiferent ce-ți place, poate-ți plac candelabrele, poate-ți plac și returile de la pantofi, poate-ți plac cărnații picanți, indiferent, tablourile, nu contează. Trebuie să-ți placă ceva. O viață fără plăceri, după părerea mea, sigur merită trăită, dar nu e o viață plină. Este o viață -o, în curs de ofilire. Și păcat. Uh -huh. uh, dragă Radu, Oamenii te pot urmări pe Facebook. Da, de e și pe Facebook. Instagram? Nu. nu ești pe Instagram. Nici pe Facebook n-ar fi trebuit să fiu. Mă rog, am, te, am te, te obosește, până te obosește asta? Eu am și declarat într-un interviu că Facebook este o poveste de tip Big Brother și că eu n-am la atâția ani după 1984 nu o să am eu uh, lipsa de inteligență de a mă face sclavul altora sau de a deveni un spectacol vizionabil de altă lume. Dar până la urmă, tot Irina m-a convins să-mi deschid o pagină de Facebook din motive care țin mai degrabă de cărțile mele, de evenimentele la care iau parte, de recomandări literare. Uh -huh. um, nu am, nu sunt un veteran al Facebook-ului, am din decembrie 89, de la sfârșitul, cu... da, doamne, 2018, da, e tipul, da, da, din decembrie 2018 am, am Facebook, uh, e a Blessing in Disguise, cred eu, și o armă cu două tăișuri și este teribil de cronofag. Pentru că îți spui, ne, nu ești obligat. Câte ore? Două, trei, patru pe zi? Nu, pe poate pierzi pe acolo? Nu, poate atât, nu, dar în orice caz, între una și două, cred că da. O oră, uh -huh. cu siguranță. Și este nu nociv, dar este păgubos. Ăsta e cuvântul, și cronofac. Absolut. Uh, îmi dau seama, însă, că îți face și bine. Te instalează mai bine în percepția publică, uh, îți aduce prieteni și îți aduce interes din zone unde altădată poate că n-ai fi ajuns, uh -huh. îți oferă un feedback de care poate că altfel n-ai fi avut parte și în ce privește cărțile tale și în ce privește atitudinile tale. Acum, sigur, eu nu mă pot modela după fiecare percepție a urmăritorilor sau a prietenilor. Nici n cum să-i mulțumești pentru să Nu, nu, nu. Și nu e, așa cum nu e recomandabil să scrii ca să le placi tuturor. Absolut. Nu o să poți să faci. Uh -huh. Și E bine să te obișnuiești cu ideea că unii o să te deteste, că altora o să le fie indiferent, că unora o să le placi, cărțile tale o să placă sau nu, că nici mie nu-mi plac toate filmele pe care le văd, uh -huh. nu-mi plac toate cărțile pe care le citesc, nu există unanimități. Deci, nici Iisus Hristos n-a întrunit unanimitate, Da, cu atât mai puțin un părlit ca mine a ridicat și niște semne mari de întrebare dacă s-ar întâmpla așa nu, lucrurile nu, nu. cărțile se găsesc în librăriile Humanitas unde putem să intrăm acum da. cu măscuță ne uităm, da. la Regina Elisabeta aici lângă noi ai uh, da. un stand aparte, imediat lângă, da. lângă ușă uh, pot fi cumpărate ușor și online, și online fără da. niciun fel de problemă și le recomand cu dragă inimă ca să rămân și în registrul meu uh, dragă Radu, îți doresc la un moment dat să ajungi în Buenos Aires Ai, și poate, cine știe, după excursia asta, să ne revedem la o cafeluță, la un pahar mm -hmm. cu apă, să ne ținem limba și buzele umede e, și să mai povestim. Sunt și eu mare iubitor de călătorii, apropo mm -hmm. ce spuneai cu Tibet și cu toate zonele, să știi că am ajuns în Bhutan, care are o mm -hmm. relație aparte cu fericirea, au un echivalent de produs intern brut cu Gross Happiness Index, index uh -huh. se, se cheamă. Și mi-a plăcut la nebunie Ii toată povestea cu. Uh, cred că îi întrece, nu știu dacă e cea mai fericită, am. dar au filozofia aceasta. Și am pe am. undeva, comuniunea cu natura, simplitatea am, am, am. și partea de spiritualitate cu budismul, cu tot, se împletesc de, de minune și o țară pe care o recomand să intre destul de greu. Am. Nevoie de o viză și de o sumă alocată pe fiecare zi, dar am. merită cu prisosință. R Apropo de țările scandinave, le-am străbătut și pe acestea, la Divinț. fel când uh, ajungi pe acolo, ne putem revedea cu mare Ce bucurie e? și să mai discutăm și de o altă carte care o să apară uh, despre călătorii, despre lucrurile simple și pentru mine, încă o dată, a fost o recunoștință, așa întinsă pe, pe, pe pâine și mă bucur. Că ne-am văzut pentru că te urmăream de foarte mult timp și cu emoție o spun, cu uh, deschidere de ce, de ce nu. Mă bucur tare mult că s-a și materializat această întâlnire. Da, eu îți mulțumesc, Vasi, pentru invitație. N-am simțit când a trecut timpul. Uh, o oră 45, sper uh, că uh, nu te. Okay. aproape 1 și știu că ai uh, alte uh, întâlniri da, pentru ziua da, de azi. Da, da, sunt, da, deci am oameni înțelegători care uh, nu mă fixează într-o oră anume, și Asta îmi, dau, îmi dau o marjă de, de evoluție. Da, mă bucur că ne-am că ne văzut în sfârșit față în față, pentru că știam unul de celălalt, uh -huh. ne urmăream pe Facebook sau prin alte uh, metode și vin. Deci data viitoare când vă mai chem vin și avem ce povesti, la Domnului. Mulțumesc mult de tot, Radu. Nu uitați să dai subscribe la canalul Vasile Dulescu și like la fiecare video pe care îl postăm aici pe canal. Pentru că vei fi automat înscris într-o tombolă la finalul primului sezon de podcast, vom alege un câștigător al unui pachet format din telefonul Galaxy S21 Plus și Watch Series 3, ambele oferite de Samsung. Așadar, subscribe și like la videoclipuri pentru că uite ce poți câștiga!